Record de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 la Spitalul Județean de Urgență din Craiova. 40 de persoane sunt tratate în izolatorul UPU, amenajat special pentru pacienții COVID. Iar la terapie intensivă sunt 31 de pacienți, peste capacitatea maximă. Un pacient în stare gravă primește îngrijire pe o targă. Un aflux mare de pacienți, așa cum spuneam, ambulanțele vin și vin, să spun așa, cu pacienți confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2. Mulți dintre aceștia, majoritatea, aș putea spune, fiind în stare gravă. Pe cele 30 de locuri de adulți erau 31 de pacienți, un pacient fiind așezat pe o targă, acesta fiind de fapt o agresiune fizică prin înjunghiere, dar și cu fiind confirmat cu infecție cu SARS-CoV-2, aștepta eliberarea unui pat în clinica de terapie intensivă. Deși secțiile ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență au fost suplimentate și a fost adus personal medical de pe alte secții, numărul pacienților infectați crește îngrijorător de la o zi la alta. Inițial au fost 20 de paturi de terapie intensivă pentru adulți, s-au mai adăugat două paturi în etajul 4 și s-a mai organizat o secție în UPU de terapie intensivă cu 8 paturi. Așa am ajuns la 30 pentru adulți. Însă toate acestea înseamnă fronturi de lucru pentru personalul medical în zone complet separate ale spitalului, ceea ce înseamnă că în fiecare dintre aceste fronturi de lucru trebuie să avem personal. Asta înseamnă medici, asistenți, medici ateiști, asistenți medicali, infirmiere, brancardieri. Este foarte greu să asiguri practic personal medical în ture sau pe sistem de gărzi pe trei fronturi de lucru. Singura soluție de prevenție împotriva SARS-CoV-2 este vaccinul, iar medicii fac apel la populație să se imunizeze. Potrivit Institutului Național de Statistică Publică, rata de vaccinare în Dolj este de doar 35%.